Bun venit la ora locală. Invitatul nostru de astăzi este primarul comunei Schellenberg, domnul Marius Grecu, actualul primar și viitor candidat pentru mandat nou din partea Partidului Național Liberal. Bună ziua, domnul Grecu, bine ați venit la ora locală. Bună ziua, domnul Popescu, bine v-am găsit. Mi-am fixat de dimineață să încep cu o întrebare, pentru că am citit o declarație făcută de actualul președinte al Consiliului Județean, doamna Daniela Câmpean, legat de Comuna Schellenberg, și mi-am adus aminte de niște lucruri. Doamna Câmpean spunea într-un articol apărut în presa locală că scandalurile din trecut nu au afectat doar imaginea celor direct implicați, ci și a primăriei Schellenbergului și a Schellenbergului în ansamblu. Și mi-am adus aminte de niște lucruri pe care, sincer, cumva le uitasem și eu, și sunt convins că și cei care se uită la noi, poate o parte din ei le-au uitat. Schellenbergul, în urmă cu mai bine de 9, aproape 10 ani, a fost implicat în cel mai mare scandal de corupție de la vremea respectivă. Practic, a fost așa pe prima pagina tuturor ziarelor și televiziunilor, cu un scandal în care era un prejudiciu de peste 110 milioane de euro. Și am și răsfuit toate articolele de la vremea respectivă, chiar și cele apărute la noi pe ora de Sibiu, și aș vrea să încep fix cu întrebarea asta și să ne spuneți, la modul cel mai sincer, cum ați preluat Comuna Schellenberg atunci și ce ați moștenit de la vechea conducere? Da, domnul Popescu, a fost o moștenire grea. În perioada aceea mi-amintesc că au urmat și alegerile la finalul anului 2015, urmarea demisiei fostului primar. Am preluat prerogativele de interimar la conducerea primăriei Schellenberg. Au urmat câteva luni de zile până la alegerile din 2016. Prin care apropiații, familia, cunoscuții îmi spuneau: doar un nebun poate să facă ceea ce faci tu. Și când spun acest lucru, am și argumente, pentru că dacă dau timpul înapoi, retrăind acele momente, mi-aduc aminte că nu a fost ușor deloc. Pentru că nu aveam consiliu local de partea mea, imaginea primăriei a fost druncinată rău de tot, și inclusiv angajaților le era teamă să mai vină la serviciu. A durat ceva până am pus lucrurile la punct, până am dat un restart, să zic așa, aparatului propriu. După alegerile din 2016 am creat o majoritate în jurul meu în Consiliul Local, dar datorită transparenței și dorinței mele de a uni, nu de a dezbina, am reușit să fac lucrurile într-o direcție în care am fost și au înțeles și consilierii că au trebuit să punem pe primul loc cetățenii din Schellenberg, să-și recâștige încrederea în aparatul instituțional, respectiv în funcția de primar. Și ăsta e un lucru foarte greu, pentru că atunci s-au întâmplat niște lucruri care nu au făcut cinste Schellenbergului, dar oamenii, schellenbărenii, cumva au fost șocați la vremea respectivă și nu numai, toată opinia publică, de ceea ce s-a întâmplat și de faptul că frâiele comunei au rămas un pic așa în aer. Dar aș vrea să vă întreb, care au fost cele mai mari probleme moștenite atunci? Cu ce v-ați confruntat la momentul respectiv? Din punct de vedere al funcționării primăriei, știți bine cu toții că au fost ridicate foarte multe documente de către organele de cercetare penală. Le-am primit doar în timp, după 2-3 ani de zile. Vă dați seama că a fost luată, cred că, jumătate din arhiva primăriei. În primul și în primul rând, aici am avut un timp de răspuns puțin mai lung pentru nevoile cetățenilor, pentru că nu dețineam documentele în arhivă. Din punct de vedere al dezvoltatorilor imobiliari, să spun așa, au migrat către alte localități vecine municipiului Sibiu sau în municipiul Sibiu. Practic, încrederea în aparatul administrației locale a fost redusă la zero și a trebuit să lucrați la lucrul ăsta, nu? Exact. Au trecut 3-4 ani de zile până am reușit să creez un climat bun pentru tot ceea ce înseamnă dezvoltare în Schellenberg.
am ajuns, cum am spus, cu majoritatea pe care am creat-o în Consiliu Local, să analizăm foarte bine tot ce însemna legislație locală pentru a-i readuce înapoi pe dezvoltatori și investitorii în Celimbăr. Am redus o serie de taxe, exista acea taxă de infrastructură per unitate locativă de 2500 de euro, am eliminat-o. Am redus taxele pentru branșamentele de apă canal, care toată lumea știe că erau destul de substanțiale. Am creat un climat propice pentru toți dezvoltatorii, nu doar pentru unii. Foarte greu să porniți de la zero, pentru că a fost poate chiar de la minus, că de la zero era bine să porniți, da, și să reușiți să începeți un nou drum, da, pentru că în momentul respectiv încrederea și a investitorilor, mă gândesc, în ceea ce înseamnă Celimbăr a fost druncinată la modul cel mai serios. Dar aș vrea să faceți un exercițiu de imaginație și să vă aduceți aminte cum era Celimbărul atunci și cum e Celimbărul acum. În momentul respectiv aveați un buget incomensurabil mai mic decât acum. În anul 2016 aveam aproximativ 27 de milioane de lei. În momentul de față ajungem la aproximativ 70 de milioane de lei. Ce ați reușit să faceți în perioada asta de atunci? Da? Păi, confruntându-ne cu problemele din trecut, am încercat să reparăm problemele care au putut fi reparate, pentru că sunt o serie de lucruri care nu pot fi reparate niciodată. Am încercat cu câteva proiecte bune pentru localitate și împreună cu Consiliul Local de la vremea respectivă să stabilim noi criterii pentru a putea dezvolta mai bine Celimbărul. Și aici, când mă refer la mai bine, spun doar că am crescut obligativitatea numărului de parcări per imobile, am lățit drumurile, să spun așa, pentru că am avut situații cu care ne-am confruntat cu străzi de 4 metri sau de 3 metri și jumătate. Am stabilit distanțele între clădiri, deci lucrurile au prins o formă în care, părerea mea, că toată lumea care se mută în Celimbăr este fericită că se mută în Celimbăr. Adică, efectiv, în momentul de față, Celimbărul putem spune că e într-o direcție normală, da? A intrat într-o normalitate. Nu mai avem acele sincope administrative cu care v-ați confruntat în perioada respectivă. Când vorbiți de probleme, ați reușit să le rezolvați pe cele moștenite, ca să zic așa? Da, am reușit. Mare parte din ele le-am rezolvat, bineînțeles legal, cum ne-a permis legea, dar aș dori să revin puțin la ceea ce discutați dumneavoastră mai devreme și să vă spun un singur lucru. De când am intrat în administrație, în urmă cu 20 de ani, am învățat și din greșelile altora. În administrație trebuie să ai aceeași unitate de măsură pentru toți cetățenii. Nu poți să tratezi într-un fel pe unii, într-un fel pe altul. Nu. În administrație trebuie să ai aceeași unitate de măsură legală pentru toată lumea. Adică să fii primarul tuturor locuitorilor. Asta înseamnă să fii primarul tuturor locuitorilor. Suntem în plină campanie electorală și la Celimbăr sunt, bineînțeles, ca și peste tot, candidați care aspiră la funcția deținută de dumneavoastră. Dacă nu mă știu, sunt 7 candidați, nu? Dar ce mi-a atras mie atenția și nu numai mie și întregii opinii publice e faptul că unii dintre candidați lansează niște zvonuri și niște informații în plină campanie de credem că Celimbărul s-a transformat peste noapte în Las Vegas, că doamne iartă-mă, altfel nu pot să zic. Și ba, chiar aș vrea să vă întreb și să clarificăm o situație din capul locului, pentru că unii aruncă în piață niște zvonuri cum că dumneavoastră ați fi viceprimarul altui candidat. Domnul Popescu, aș vrea să lămurim lucrurile din start. Eu, împreună cu echipa PNL Celimbăr, avem un proiect pentru Celimbăr. Lucrurile se văd și ceea ce am făcut în acest mandat cu aceeași echipă. Am îmbunătățit-o și vreau să
sparg acest zvon că nu voi fi viceprimarul nimănui. Marius Grecu va fi primarul Șelimbărului, dacă șelimbărenii își doresc acest lucru. Sunt fel și fel de zvonuri lansate în această perioadă. Am spus-o și în campaniile trecute, lipsește doar aeroportul din promisiunile unor candidați. Am văzut că unii candidați promit tot felul de lucruri. Aqualand, patru piscine, și 1800 de locuri de casă, ca să zic așa, în Pădurea Șopa. O să mă ierte Dumnezeu. Pădurea Șopa e simbolul Șelimbărului, ca să zic așa. La promisiunile candidaților în momentul de față la Șelimbăr au depășit orice imaginație. Cred că ar trebui să coborâm cu picioarele pe pământ și să mă întrebe eventual pe mine care sunt adevăratele probleme ale șelimbărenilor, pentru că le cunosc îndeaproape. Piscine și Aqualand, da, într-adevăr, dar cred că sunt și alte priorități mult mai importante pentru comunitatea noastră de rezolvat. Avem de construit școli, avem de construit locuințe pentru tineri, ANL-uri, pentru că în discuțiile cu reprezentanții guvernului am identificat această variantă. Vrem să recuperăm terenul care se află în momentul de față în administrarea Ministerului Apărării, cel din spatele centrului comercial, și acolo să putem construi alături de sala de sport a ULBS-ului, să putem veni în continuare cu un campus școlar și cu locuințe ANL pentru șelimbăreni. Astea sunt proiecte reale și realiste. Legat de locuri de casă, într-adevăr, sunt niște lucruri care, să facem așa o paralelă cu municipiul Sibiu, domnul Popescu, cineva ar lua parcul Subarini, să-l împartă în parcele de 500 de metri și să-l dea celor 1800 de posibil votanți, ca să mă înțelegeți. Nici nu pot să-mi treacă prin minte așa ceva, adică stau câteodată și mă gândesc că unii dintre candidați, și nu neapărat de la Șelimbăr, că am văzut și în programele altora, au niște planuri de te fac să crezi la un moment dat, bă, România din 2025 o să fie țara tuturor posibilităților. Ce mai vorbim de Beverly Hills și alte paradisuri la nivel mondial, că ar trebui să mute toți în România dacă lucrurile astea s-ar întâmpla, ceea ce e total exclus. Apropo de campania electorală, actualul primar al Sibiului, doamna Astrid Fodor, a spus un lucru interesant înainte de campanie și lucrurile astea au început să se adeverească. Atunci când am întrebat-o, chiar eu am întrebat-o pe doamna Fodor la lansarea campaniei, dacă se așteaptă să fie o campanie electorală curată, corectă, fără atacuri la persoană și așa mai departe, doamna Fodor a răspuns sincer și oarecum surprinzător că nu se așteaptă, ba se așteaptă ca campania să fie una mult mai necivilizată decât în trecut. Cum stau lucrurile la Șelimbăr din punctul ăsta de vedere? Domnul Popescu, fiind lipiți practic de Sibiu, mocir la a ajuns și la Șelimbăr, a atins niște cote foarte, foarte mari. Am fost defăimat, acuzat de niște lucruri total aiurea. Din punctul meu de vedere, toate lucrurile care se întâmplă, unii candidați uită că într-o campanie electorală trebuie să vii cu proiecte, dar cu proiecte realizabile. Nu poți să vii cu fantasmagorii, să spui alte lucruri că vei face și că vei drege. Peste noapte, doar din dorința de a aduna electorat. Păi zic că și americanii s-au trezit la realitate când Trump o ținea pe al lui Let's Make America Great Again, dar n-a mai făcut nimic din punctul ăsta de vedere. Așa sunt și mulți dintre candidați. Let's Make, nu știu, Șelimbăr Great Again. Doamne iartă-mă că lucrurile astea încep să ajungă la niște cote inimaginabile. Păi să vă mai spun un lucru. Am promis public că strada Pictor Nicolae Brana va fi finalizată până la data de 1 iunie. În momentul în care am spus aceste lucruri, tot un candidat a început să facă sesizări către toate instituțiile statului abilitate în domeniul construcțiilor. Doar
firma care avea contractul în derulare să nu ajungă să finalizeze asfaltarea. De asta zic, deci sunt niște cote alarmante a acestei campanii de denigrare și de o presiune oarbă până la urmă. Ce nu înțeleg toți candidații, că avem loc sub plaja acestui electorat toți. Cel mai bun va câștiga și același voi fi eu. Ca să nu uite, e vorba de același candidat care spunea că el nu crede niciodată că strada Pictor Brana va fi finalizată. Da, am mai făcut o adăugire la ceea ce a spus dumneavoastră. Cred că și dacă va fi asfaltată, va fi primarul Grecu pe utilaj. Ei bine, nu am fost pe utilaj, dar am stat acolo cu muncitorii peste noapte pentru că am vrut să mă convin că toate lucrurile ies cum trebuie. Știți că e o vorbă românească, hoțul strigă hoții. În momentul în care nu ai ce să scoți în față credibil, e mult mai ușor să denigrezi decât să construiești ceva, decât să vii cu o soluție viabilă. Din păcate, în momentul de față în România, tot ce înseamnă administrație este pusă într-un cont de umbră, să spun așa, pentru că orice primar sau ales are această ștampilă de hoț, domnul Popescu. În viața mea nu am furat nimic. Părinții mei m-au educat într-un anumit spirit și o să duc mai departe această educație inclusiv copilului meu și dacă de Dumnezeu și nepoților mei. În momentul în care în această campanie am fost acuzat și de aceste lucruri, ca să știți, vreau să vă spun că împreună cu soția am achiziționat un apartament cu prima casă, am mai făcut încă un credit ca să putem să ne construim o casă. Deci nu stați într-un ranch cum stau alții? Exclus, nu. Tot ce am făcut în această viață am făcut prin muncă. Și asta vreau să se înțeleagă foarte bine, că Marius Grecu nu a furat și a și făcut, ci doar a făcut și a muncit. Unul dintre contracandidații noastre, sau hai să spunem un candidat pentru primăria Șelimbăr, a lansat o invitație de participare la o dezbatere publică. Cred că a lansat-o doar către dumneavoastră. Dar eu aș plusa și aș merge mai departe. Ați fi de acord să participați la o dezbatere cu toți candidații? Credeți că toți candidații s-ar așeza la o masă și ar veni cu sufletul deschis, ca să zic așa, cum a venit Mihai Viteazu și a apărat Șelimbărul de turci în urmă cu sute de ani? Domnul Popescu, oamenii mă cunosc, sunt o persoană transparentă. Tot ceea ce fac, fac la vedere, ce ține de administrația publică. În momentul în care toți ceilalți 6 candidați sunt hotărâți să participe la o dezbatere corectă, eu voi fi al 7-lea prezent. Pentru că îmi doresc să participăm la o dezbatere toți candidații la funcția de primar, toți cei 7. Să stabilească data, ora și locația și voi fi prezent la acea dezbatere. Ați făcut o comparație foarte bună, revin la un lucru, că mă macină așa un pic. Ați făcut o comparație foarte bună cu ce s-ar întâmpla dacă s-ar împărți parcul submarin în ca să punem capătul acestor dezinformări, că altfel nu pot să le spun, pentru că eu ca jurnalist îmi permit să spun treaba asta. Ceea ce am citit în programele anumitor candidați reprezintă o crasă dezinformare și inducere în eroare a electoratului. Ori eu ca participant, da, și ca reprezentant al opiniei publice, pentru că îmi permis să spun lucrul ăsta, trag un semnal de alarmă foarte elocvent. Nu cred că se poate întâmpla nici măcar 5% din ceea ce unii dintre candidați promit. Adică revin și spun lucrul ăsta. Dar ceea ce vă întreb eu, ca să punem capăt sau să lămurim situația asta, se pot împărți terenuri pentru tineri la pădurea Șopa? Că am văzut că unii au, dintre contracandidați, inclusiv i-au pus pe oameni să meargă la primărie, să depună cereri și așa mai departe. În calitate de primar, domnul Popescu, trebuie să vă spun că trebuie să respecti legea, primul lucru. Această atribuire de terenuri se face în baza unei legi.
Această lege a fost întărită în baza unui regulament local, care a fost aprobat de Consiliul Local. În momentul de față nu avem sesiuni de depunere, deci trebuie respectată hotărârea de Consiliu. Dacă așa gândesc că lucrurile se fac ilegal dinainte să ajungi primar, părerea mea că greșesc. Dar o să-și revizuiască cu siguranță comportamentul. Apropo de dezinformări, domnul Popescu, am aflat și eu în această campanie electorală că am o casă prin Franța, că am o pensiune la Veștem. Deci cam aici s-a ajuns, ca să vă dați seama. Deci... Păi unii dețin, dețin la propriu castele în Franța, dar asta e un alt subiect. De ce ar trebui șelimbărenii să-l voteze pe Marius Grecu pentru un nou mandat la primărie? Și întrebarea asta am pus-o și altor candidați, de exemplu la primăria municipiului Sibiu, care au venit aici la aceeași masă, le-am pus aceeași întrebare. Vă întreb și pe dumneavoastră, de ce ar trebui și șelimbărenii să-l voteze pe Marius Grecu pentru un nou mandat? În primul rând, experiența pe care am acumulat-o alături de comunitatea din Șelimbăr, de cetățenii din Șelimbăr, cred că este principalul atu. Ușa mea a fost deschisă și este în continuare pentru audiențe. În permanență preiau în bugetul anual sau multianual proiecte din rândul cetățenilor. Avem o grămadă de proiecte în derulare și foarte multe de viitor. Aceste lucruri se pot face doar prin continuitate și prin prelungirea parteneriatului dintre cetățenii Comunei Șelimbăr și Marius Grecu. Am încredere că în 9 iunie șelimbărenii vor alege corect, cu sufletul, pentru transparență și pentru un viitor mai bun. Aș dori să vă spun câteva lucruri care îmi doresc să se întâmple cât mai repede. Cunosc problemele șelimbărenilor, v-am mai spus-o. Cea mai importantă problemă, într-adevăr, este pe partea de educație, cu construirea de școli. Avem în lucru achiziția de școală pentru a ne pregăti pentru începutul noului an școlar și, cu siguranță, în acest an vom demara procedura pentru construirea unei școli pe strada Doamna Stancă. Alt subiect fierbinte pentru șelimbăreni este transportul public. Dar încă o dată revin. Am demarat procedurile împreună cu partenerii noștri din ADI Transport Metropolitan, respectiv cu municipiul Sibiu. Procedura de achiziție a autobuzelor electrice este în plină derulare. S-ar putea ca în luna septembrie să avem declarat un câștigător pentru livrarea acestor autobuze. Cotizația de membri în ADI Transport am aprobat-o în ședința de săptămâna trecută. Lucrurile se mișcă. Și eu aș fi vrut să avem transport de 3 ani de zile, dar nu poți să faci de unul singur acest lucru. Ducem copiii la școală în momentul de față, la școlile din Sibiu, din localități, cu autobuzele proprii. Trebuie să ne aliniem la standarde pentru că Consiliul Local va plăti la momentul respectiv subvenție pentru pensionari și copii. Deci aceștia vor avea transport gratuit, pentru că sunt categorii care pot primi aceste gratuități. Și atunci Consiliul Local va suporta aceste lucruri. Știu că așteptările sunt de ceva vreme, dar suntem în linie dreaptă cu transportul metropolitan. Plus că oamenii trebuie să înțeleagă că Șelimbărul nu poate să intre cu autobuzele lui în Sibiu. Practic e nevoie de o asociere și tocmai de-aia a apărut și, da. Și varianta aceasta. Apropo de paralela cu locuri de casă, construire ANL. Eu consider că în momentul de față există, că este același grup țintă, să spun așa, sunt familii tinere care nu au unde să locuiască. Același punctaj se va întocmi și pentru locuințe ANL și cred că tinerii din Șelimbăr își doresc mai mult să se mute într-un apartament în care să nu aibă decât o chirie modică de plată, în schimbul de a-și construi o casă. Să-ți construiești o casă înseamnă un efort financiar foarte mare. Există lucruri care se pot întâmpla mult mai repede prin construcția acestor ANL-uri, de a-și găsi liniștea în sânul familiei, să fie doar familii tinere cu copii, să nu mai locuiască cu alte persoane în casă sau sunt case care sunt suprapopulate.
unde stau câte două, trei familii și atunci ajutorul cred că ar fi mult mai benefic să construim ANL-uri. Ați vorbit la început și de problemele moștenite, dar trebuie să clarificăm un lucru. Dumneavoastră ați moștenit Schellenberger cu anumite probleme, unele care sunt mai greu de rezolvat. Și apropo de treaba asta, și pentru că a spus că locuiți într-un bloc pe doamna Stanca, cum vedeți dumneavoastră rezolvarea problemelor de trafic de acolo? Am mai discutat de lucrul ăsta, dar aș vrea să știu care ar fi soluția din punctul nostru de vedere. Da. Problemele de trafic, într-adevăr, sunt la orele de vârf dimineața, după masa, când se duc și se aduc copiii de la școală, zilele de weekend, când centrul comercial... E normal, oamenii da, vin la cumpărături. Și atunci gândirea mea este următoarea. Îmi doresc să prelungim Bulevardul Mihai Viteazul din zona Troiței până la intersecție DN1 cu zona Dracula și cu centura Sud, să modernizăm Alea Monumentului de la Monument și până în drumul național în zona Trachea, să creăm un drum suplimentar perimetral centrului comercial din doamna Stanca până în Alea Monumentului și supralărgirea străzii doamna Stanca. Asta este soluția cea mai viabilă, am discutat-o și cu specialiști și urmează să promovăm mai departe puzzle-ul pe care îl avem acum în lucru, să îl ducem la bun sfârșit pentru a putea face exproprieri. Încă o dată repet, vor fi necesare exproprieri pentru că primăria Schellenberger nu deține suprafețele necesare de supralărgire sau de construire a acestor drumuri. Dar este o investiție, este o situație în care, dacă vrem să ne dezvoltăm pe viitor, ar trebui să începem cu aceste lucruri. Pe doamna Stanca mai avem și problema, o cunosc foarte bine, problema parcărilor. Primul pas a fost făcut. Am achiziționat un teren între, pe doamna Stanca numărul 15, unde deja după rectificarea din iulie vom demara construirea unei parcări subterane și a unui spațiu verde deci, de recreere. Practic, ceea ce noi am discutat în urmă cu aproximativ două luni s-a întâmplat. Așa este. Terenul a revenit în proprietatea comunei Schellenberger în domeniul public. Știu că și cu acest achiziția acestui teren au fost fel și fel de zvonuri că nu s-ar fi întâmplat lucrurile. Vă asigur că s-au întâmplat. Are actualul primar vreun proiect de suflet? Marius Grecu își dorește cu adevărat, bine, mă gândesc că cu adevărat vă doriți să se întâmple toate proiectele, ce primar nu și-a dorit, sau poate unii nu și-a dorit, doamne, nici nu mai știu ce să crezi în ziua de azi. Aveți un proiect de suflet pe care dumneavoastră vi-l doriți să se materializeze cu ardoare? Da, așa cum am spus, toate proiectele sunt de suflet pentru că toate trec, le preiau de la cetățeni, din rândul colegilor, le trec prin filtru minții, să spun așa, și după aceea începem să le punem în practică, dar cele mai arzătoare lucruri pe care îmi doresc să se întâmple cât mai urgent este campusul de pe strada doamna Stanca și locuințele ANL. Acolo, în zona unde și ULPS-ul, să nu uităm, va construi sala polivalentă. Așa este. Aș fi vrut să mă întreb cu ce vă diferențiați de restul de candidați, dar mi se pare o întrebare așa de patetică și utopică. Aș vrea doar să vă întreb dacă, mai în glumă, mai în serios, în platformele celorlalți candidați ați văzut și lucruri bune sau care să nu fie... Domnul Popescu, eu mă concentrez să vă spun că eu pot să fac campanie electorală doar de la ora 16 până se întunecă. În momentul de față mă concentrez pe ceea ce înseamnă în timpul dimineții și al amiezii activitatea din primărie, iar după ora 16 sunt pe teren să vorbesc cu oamenii. Nu am timp să-i urmăresc și nici nu mă interesează ce proiecte promit. Cu siguranță, dacă au proiecte bune pe viitor, le vom promova, pentru că am mai făcut acest lucru. Eu, ca primar și cu echipa PNL Schellenberger, am promovat proiecte și din rândul celorlalți componenți ai Consiliului Local. Mi-aduc aminte de proiecte
pe care dumneavoastră l-a sprijinit, lucruri care ar trebui să devină o normalitate pe undeva. Da, la noi normalul e anormal și anormalul tinde să devină normal din ceea ce observ. De ce ar trebui să iasă oamenii la vot în 9 iunie la Schellenberg? Păi în 9 iunie ar trebui să iasă într-un număr foarte mare la vot pentru a stabili direcția comunei. Pentru că printr-un vot dat cu greutate asupra unui primar care are o plajă de voturi mare, cu siguranță va fi și Consiliul la fel de bine reprezentat. Da? Și atunci primar cu Consiliul Local poți să faci absolut tot ceea ce îți propui și ceea ce este bine pentru comunitate. Aș dori să aduc în atenția dumneavoastră aceste lucruri care se mai întâmplă cu dezinformările, că mi-ați adus în discuție această temă. Vreau să vă spun că pe pagina primăriei comunei Schellenberg a fost postat un loc de joacă, că s-a finalizat pe strada doamna Stanca. Deci domnul Popescu, noaptea ca hoții, cum s-ar spune, pe la două noaptea, pagina primăriei a fost atacată din toate punctele de vedere, motiv pentru care administratorul paginii a luat decizia de a bloca anumite conturi false, pentru că sunt peste 59 de hateri care au bombardat, au bombardat pur și simplu și pagina mea mi-a fost atacată și pagina primăriei, acum vă spun, am oprit pentru că eu consider că lupta electorală trebuie dusă în dezbateri corecte și civilizate, nu în hate reală și în blocade conturi și știri false. Asta e o practică pentru unii candidați și unele formațiuni politice și vă spun acum un lucru pe care și dezvălui celor care se uită la noi și noi am dat drumul la un sondaj pe ora de Sibiu, dar pentru municipiul Sibiu și pentru președinția Consiliului Județean. Păi în secunda 2, ca să zic așa, trolii și băieții de serviciu au început să acționeze. Deci, cumva, exact așa cum a spus, anormalul a început să devină normal. Este un lucru trist, pentru că eu consider că instituția Primăria Schellenberg trebuie să aibă o relație normală cu toți cetățenii, adică pentru o bună informare a fost creată acea pagină de Facebook și site-ul primăriei, nu pentru a deveni o platformă de bâlci electoral, cum le place unora. Inclusiv candidați la funcția de primari au scris noaptea la acea oră pe pagina primăriei. Și măcar dacă scrieau lucruri adevărate. Nu știu. Dar să scrie corect cu siguranță după alegerile din 9 iunie o să le facem publice ca să știe lumea de ce s-au întâmplat aceste lucruri. Sunt șicane din partea unor contracandidați? Ca să nu mă refer aici, nu știu, sau poate haideți să spunem lucrurile pe nume. Sunt candidați care încearcă să vă intimideze? Sau nu neapar candidați, că poate nu fac ei direct lucrul ăsta? Domnul Popescu, eu am doar frica lui Dumnezeu. Nu mi-e frică de nimeni. Mulțumesc mult! Vă urez succes pe 9 iunie și poate că până 9 iunie, noi cei care ne ducem să punem ștampila la vot, reușim să facem lucrul ăsta cu responsabilitate și nu fiind influențați de unii și de alții, sau poate că da, ar fi bine să fim influențați de unii și de alții care promit lucruri reale și nu... Știți ce îmi doresc eu, domnul Popescu? Îmi doresc lucruri de genul dezbinare și ură să nu mai existe în comuna noastră, că nu mai există de 8 ani de zile. Am și eu semnale că au început să reapară. Nu trebuie să se certe nimeni, frați, surori, verișori, vecini, unii cu alții, pentru niște alegeri. Eu îndemn pe toți să rămână calmi, decizia le aparține și lucrurile vor avea un final așa cum îl așteptăm. Stop! Nu trebuie să mai fie ură, nu trebuie să mai fie dezbinare. Sunt doar niște alegeri. Este o competiție, din punctul meu de vedere, corectă și dreaptă. Pentru alții, poate este strâmbă.
dar eu îi îndemn pe Șelim Băreni să se gândească de două ori și să facă ceea ce știu ei mai bine cu sufletul și cu mintea lor. Mulțumim mult, succes la alegeri și în toate proiectele pe care le vă mulțumesc mult. Numai bine, până data viitoare, vă spunem să rămâneți ancorați online și să fiți sănătoși.